Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 4, primele șase versete, spun în felul următor. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amin. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, ne aflăm în casa Domnului în această dimineață, cu bucurie la părtășie, unde ne întâlnim cu Dumnezeu și El ne sfătuiește cu dragoste. Cu ceva timp în urmă am fost invitat la o biserică baptistă din orașul nostru pentru prima oară și vizitând biserica aceasta mi s-a dat un text, Frații să nu mai organizați, mai specifici în felul de abordat. Scriptura a spus, Vrem să predice Efeseni capitolul 4. Nu din alt text, doar din ăsta. Ei, atunci m-am gândit la Efeseni capitolul 4, câteva gânduri, și am fost acolo în vizită la biserica aceea. Probabil că sunt de atunci șase luni sau aproape un an. Însă mă gândeam că n-am împărtășit niciodată gândurile acestea din Efeseni capitolul 4, care sunt gânduri frumoase pe care Apostolul Pavel le-a împărtășit bisericii din Viacul I. Frații care au fost atunci la Biserica Baptistă au harul să audă de două ori același lucru, însă mă uitam eu însum la mine în ceea ce am scris atunci, că nici eu nu mai știam că atare mă gândesc că ați uitat și dumneavoastră. Ați fost puțini atunci acolo la acel eveniment. Și cred că este un gând frumos în acest text, un gând frumos pe care vreau să-l împătrășesc biserici, un gând central. Să aș vrea să ne uităm un pic la structura acestei cărți. Primele trei capitole din Efeseni sunt sfaturi foarte teologice, despre statutul nostru, viața Bisericii în Hristos, chemarea, El ne-a ajutat în locurile cerești, lucruri frumoase despre ce înseamnă a fi creștin și care sunt prerogativele și binecuvântările acestui statut de creștin. Ei, de la capitolul 4 încolo, începe Apostolul Pavel să ne vorbească despre lucrurile practice foarte, foarte practice. Și toate epistolele Apostolului Pavel sunt structurate așa. Primele capitole ne spune despre învățătură, lucruri frumoase, teologie multă, este greoi Apostolul Pavel, oricât de mult disprețuim noi teologia. Apostolul Pavel este prin excelență un teolog, vorbește lucruri adânci și în textul acesta. Ei, dar la final, întotdeauna, până și în Cartea Romani, care este cea mai teologică carte a Apostolului Pavel, cea mai grea epistolă până și acolo, Apostolul Pavel nu ne lasă acolo cu capul în nori, la ce înseamnă să fii îmbrăcat cu Hristos, în Hristos, ascuns în lucrurile cerești, o făptură nouă, născut din nou, ascuns în Hristos, lucruri tainice, mistice, aș putea spune. Întotdeauna Apostolul Pavel încheie cu sfaturi foarte practice. Pentru că, dragii mei, noi nu putem să separăm învățătura de trăire. Asta înțeleg eu. Nu se poate separa învățătura lui Dumnezeu de trăirea copilului lui Dumnezeu. Învățăturile noastre, teologia noastră, oricât de adânc ar fi ea, trebuie să aibă proiecție în lumea reală, să aibă un corespondent în viața mea de luni și până vine. Apostolul Pavel chiar la început spune, vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat de Domnul. În introducerea Apostolului Pavel, în capitolul 4, ne spune că aceste sfaturi vin de la un om care are autoritate. Versetul 1, dragii mei, este o declarație de autoritate a Apostolului Pavel. Eu, cel întemnițat, cel care a suferit pentru Dumnezeu, de la mine vin aceste sfaturi. Nu așa că astăzi nu mai sunt declarații de autoritate în felul acesta autoritatea unui om stă în titlul pe care îl are, fratele Cutărescu, pastor, președinte. Postul Pavel ne spune, autoritatea mea stă în faptul că am suferit pentru Domnul. Nu vine cu un titlu oarecare omenesc al unei biserici instituționale, nu spune că este apostol, iubit de frați, că are voturi, ne spune eu, cel întemnițat pentru Dumnezeu. Dragii mei, autoritatea se câștigă prin suferința pentru Dumnezeu. Autoritatea adevărată în biserica primară și ar trebui și astăzi este prin ceea ce omul face și jertfește efectiv pentru Dumnezeu. Nu prin titlul care se dau, se primesc ca niște premii, ci autoritatea reală este o autoritate pe care Dumnezeu o lasă pe măsura ce vârsta înaintează și omul are experiențe, omul suferă pentru Dumnezeu, omul se sacrifică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este autoritatea biblică pe care o vede aici Apostolul Pavel și pe care el o proclamă și spune, pentru că am suferit pentru Domnul, pentru că sunt un om care mă jerfesc pentru Domnul și pentru biserică. Ascultați sfaturile mele. Autoritatea Apostolului Pavel înrădăcinată în suferința pentru Domnul. Autoritatea se primește în primul rând, pentru că Apostolul Pavel spune, sunt apostol chemat prin Harul lui Dumnezeu. David se roagă într-o rugăciune, într-un psalm, nu pot să citez acum exact psalmul, spune, Doamne, supunem pe poporul acesta. David e conștient că până la autoritate este și un dar de la Dumnezeu într-o măsură. Este mare lucru să primești de la Dumnezeu autoritate cum a avut Apostolul Pavel. Spune el, eu sunt cel mai neînsemnat, nu merit să mă numesc apostol. Dumnezeu nu m-a ales pe baza unui dosar pentru că merit și am niște calificative. M-a ales prin har să fiu apostol. Este o autoritate primită. Dar tot el spune în acest pasaj, autoritatea mea a crescut, a fost autorizată în timp, prin suferințele mele pentru Dumnezeu. Autoritatea se primește de la Dumnezeu prin darurile care ți le dă și ea crește și se întărește atunci când suferi pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Care este de fapt ideea centrală a acestui pasaj, la ce vreau să mă opresc? Spune cuvântul așa, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. La mei, ce înțeleg eu nu numai din acest pasaj, ci din toată Scriptura din Noul Testament și ideea acestui pasaj este unirea unitatea bisericii este realizată de Duhul Sfânt. Ea nu poate fi alcătuită de oameni niciodată, dar ea trebuie întreținută de oameni. Am mai spus o tangențială aici în biserică, însă vreau să ne uităm în pasaj să vedem exact care e diferența, pentru că de foarte multe ori aud îndemnul fraților, hai să fim uniți, hai să facem unitate. Frații mei, nimeni nu poate să facă unitate. Unitatea este un dat al Bisericii lui Dumnezeu de când s-a născut ea. Ea s-a născut și este unită până vine Domnul. Unitatea nu o faci nici tu, nici eu, nici păstorul, nici comitetul. Unitatea este dată, nici măcar cine a Domnului nu o realizează, ea o proclamă. Unitatea este dată de când s-a născut Biserica. Pentru că la Pentecost, în ziua cinzecimii, s-a coborât un singur Duh, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne uităm ce spune Apostolul Pavel, tot el, învățătorul, în 1 Corinteni, capitolul 12. Spune cuvântul așa. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Și versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Motivul principal al unității bisericei nu este că avem doctrină comună, că nu o avem întotdeauna. Motivul principal al unității bisericei nu este că ne îmbrăcăm la fel, că din păcate nu ne îmbrăcăm la fel. Motivul principal al bisericei nu este un păstor, un comitet, știu ce alte un sau una. Motivul principal al bisericii este clar, avem un singur Duh. Toți câți ne-am adăpat din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, suntem o singură biserică. Așadar, noi nu putem să facem unitate. Ea este dată de Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, frații mei, este frumoasă. Este slăvită și glorioasă. Problemele sunt în biserica locală. Noi putem să spunem orice despre ea, dacă vrem. Să pune grim, dar Biserica lui Hristos este curată, frumoasă și slăvită. Să facem bine diferența între un corp local, între o unitate eclezială locală și Biserica lui Hristos, care este una oricum, ea este. Spune cuvântul căuta să păstrați unirea Duhului. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat-o deja. Toți care au băut din Duhul Sfânt, care sunt botezați în Duhul Sfânt, toți care l-au pe Duhul Sfânt în viața lor, sunt una în Isus Hristos. Ca atare sfaturile noastre, dragii mei, că să facem, ales alianțe, ales comun acord, înțelegeri omenești, unitatea este un principiu spiritual realizat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Desigur, sunt multe biserici, multe definiții pe care biserica le are. Știu că la școală pe mine m-a întrebat și ne întrebau mereu profesorii care este definiția bisericii. Este greu să dai o definiție a bisericii. Însă pentru că sunt penticostal, întotdeauna la cursuri am dat o definiție simplă. Biserica este comunitatea Duhului Sfânt. Asta e definiția mea. De multe ori noi, evanghelicii, exagerăm, accentuăm foarte mult Cristologia, este trupul lui Hristos. Hristos este, Hristos este capul Bisericii. El a întemeiat Biserica, dar ea este constituită zilnic de 2000 de ani de Duhul Sfânt. Mi se pare că Duhul Sfânt a devenit acel membru mai mic, acel frate mai mic al Trinității, Duhul Sfânt. Frații mei, Duhul Sfânt alcătuiește biserica lui Dumnezeu. Unde este El, este biserica. Și unde nu este Duhul Sfânt, nu este biserică. Biserica este comunitatea sau adunarea Duhului Sfânt. Unde este Duhul Sfânt, este biserică. Și unde nu este Duhul Sfânt, nu este biserică. Ca tare, dragii mei, aș vrea să sublinez că ceea ce fac oamenii ca unitate este foarte firav. De exemplu, hai să ne uităm la unitatea pe care o fac oamenii. Este una fragilă, întotdeauna. Oamenii nu au nicio capacitate. Este umilitor să spun asta. Dar omul nu are putere să realizeze unitate nimic. Nici naționalismul nu realizează mare lucru. Uitați-vă la englez. Jumate vor Brexit, jumate vor Remain. Naționalismul nu este o unitate desăvârșită. Sunt români care se urăsc între ei și sunt dezbinați. Și unii auzeam zis că mai bine rămâneam cu Budapesta, că era mai bine decât cu București. Am auzit eu de la români. Nici noi nu suntem uniți cum pretindem. Uitați-vă la unitatea pe care dau cluburile. În lumea asta sunt cluburi. Oamenii sunt uniți într-un mod firav pe interese comune, că le place același actor, că le clubul, fan clubul unei cântărețe, sunt milioane de fani uniți de echipa lor de fotbal, sunt toți fani la echipa nu știu care, o unitate fragilă, bazată pe interese și azi mâine nu-i. Singura unitate din istorie, de nefrânt, de nesdruncinat. Este unitatea pe care a făcut-o Dumnezeu în biserica lui slăvită. Oameni diferiți, cu școală sau fără. Oameni care poate că sunt mai frumos sau mai puțin frumoși. Oameni care sunt de la țară și de la oraș. Oameni diferiți sunt una prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Slăvit să fie Dumnezeu. Este arta lui Dumnezeu, este capodopera lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că până și îngerii, demonii, căpetenile vor să privească la biserică. Ce priveliște, frații mei! Îngerii și demonii, diavolul se uită speriat la biserica lui Dumnezeu și este îngrozit. Este capodopera lui, este arta lui Dumnezeu. A pus împreună oameni de 2000 de ani și cu toate încercările prin care a început trecut biserica, prin toate greșelile pe care le-a făcut ea ca instituție, iată că biserica este încă în picioare și așteaptă să vină mirele ei drag. Pentru că este capodopera lui Dumnezeu unitatea ei este dată de Duhul lui Dumnezeu, care de 2000 de ani este cu noi și în noi slăvit să fie Dumnezeu. Însă se pune o întrebare foarte practică, dacă noi nu putem să facem, să realizăm unitatea, cum putem să o păstrăm? Trebuie să mergem la practică, spuneam la început. Spune Apostolul Pavel să căutăm să păstrăm unirea Duhului. Cum? În primul rând spune versetul 1, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. În primul rând, dragii mei, unitatea lui Dumnezeu se păstrează printr o purtare, spune aici cuvântul, printr o purtare bună. Unitatea este de aur, dar trebuie păstrată de biserica Domnului locală. Ca tare primul gând practic noi putem să păstrăm unitatea printr-un comportament creștin exemplar. Spuneam și mai devreme că, de fapt, Apostolul Pavel, în toate epistolele, sublinează importanța purtării. Și asta face diferența între oameni, purtare bună sau rea. Și vreau să mai spun ceva legat de purtare. La finalul istoriei, Dumnezeu ne va analiza după purtare. Asta e treaba noastră. Unitatea e treaba Duhului Sfânt. Treaba noastră e să o păstrăm prin purtare evlavioasă și sfântă. Eu am spus deseori, dragii mei, că în ziua judecății Dumnezeu nu va separa lumea în două, botezați și nebotezați cu Duhul Sfânt. Am vrea noi pentecostalii. Niciun text nu spune asta. Biblia spune în toate textele ei, mai ales Matei 25, că oamenii vor fi separați în ziua judecății după, după purtare. După fapte, după comportamentul lor. Pentru că întrebarea logică pe care Dumnezeu ne va pune, și logica scripturii este asta, păi dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, să se vadă în purtare. Noi nu ne putem lăuda mai presus decât alții pentru că suntem botezați. Noi trebuie să dovedim în viața noastră că Duhul Sfânt ăla aduce rodă și că trăiește noi și că suntem buni, curați cu o purtare evlavioasă și sfântă. Ăsta e rolul Duhului Sfânt în noi, să aducă rodire. Dumnezeu ne va cerceta roadele, nu o etichetă pe care noi o punem ca oameni botezați sau nebotezat cu Duhul Sfânt. De aceea, dragii mei, haideți să ne uităm mai mult la purtarea noastră. Pentru că nu putem divorța învățătura de purtare. Și Dumnezeu și și oamenii ne cataloguează după purtare. Purtarea este importantă. Mă amintesc când eram copil, la școală. Știu că nu este bine ca slujitorii să dea exemple negative despre viața lor, dați-mi voi să fac cu excepție. N-am fost un copil perfect. Se potrivește foarte bine astăzi aici. Mă amintesc că eram un copil foarte preocupat de anumite lucruri. Am avut o filozofie educațională foarte americană, măcar că nu știam de ea. Învățam numai ce îmi plăcea. Am devenit foarte, foarte bun. La fizică. Îmi plăcea foarte mult fizica, făceam probleme și în vacanță, și între Crăciun și Anul Nou, când alții mergeau la zăpadă, eu eram cu colegerile în față. Am devenit cel mai bun la fizică din județul Arad. Patru ani la rând am mers în fiecare zi la Olimpiada Națională și am fost omul care mi-a plăcut fizica și atât. Abia am trecut la franceză, printre 11 am rămas corigen. Cu treceam cum treceam la altele. Nu mă interesa nimic fizică. Eram number one într-un lucru și în rest. Prăpăd. E problema că în România, în filozofia noastră de educare, poți să ai 10 pe linie la toate materiile, dacă nu ai media 6 la purtare, rămâi repetent. Și m-am trezit în clasa 11. Olimpic Național la fizică, corigent la purtare. Într-a groaza mine, puteam să fiu cel mai bun în județ, în țară, puteam să fiu cel mai bun la matematică, la toate materiile. Dacă nu treceam clasa la purtare, rămâneam repetând. Și în semestrul al doilea m-am străduit eu cu câtă putere mai aveam să scos media șapte și să iasă media șase. Și abia am trecut. Nu că n-am învățat, că eram foarte bun. Eram un copil inteligent. Dar aveam probleme la purtare. Ei, dragii mei, tot așa e și cu pocăința, poți să fii proroc bun, poți să fii predicator bun, poți să fii evanghelist bun, poți să te vezi cât de bun vrei. Dacă nu ai o purtare exemplară ca lui Hristos, în ziua judecății frate și soră o să rămâi repetent. De aceea chem biserica să se uite nu numai la învățătură, nu numai la faptul că suntem poate mai privilegiați decât alții în înțelegerea Scripturilor. Dumnezeu ne cere să ne revizuim purtarea, ca în ziua veșniciei să ni se spună vino rob bun. Doamne ajută-ne la aceasta. Ne am distorsionat, dragii mei, cuvintele lui Augustin, iubește-L pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Oare? Eu știu ce nu să spună Augustin, Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu faci tot ce vrei. Dar de multe ori am luat ca pe o licență la libertate, ca pe o licență la păcat, la desfrânare, fă tot ce vrei, că tu ești mântuit. Dragii mei, astea sunt de altfel și învățături care țin de predestinare. Pasajul acesta din Efeseni, capitolul 4, cel puțin corectează, dacă nu chiar contrazice, această învățătură a predestinării. Dumnezeu îți cere să revizuiești purtarea mereu și mereu. Este responsabilitatea ta să trăiești o viață și o purtare exemplară, o viață curată. Avem exemple chiar în istoria Americii acestea. Jim Baker, un om care a uimit lumea, un om care a predicat zeci de predici la televizor, a fost un teleevangelist și care a ajuns să trăiască în curvie, a ajuns să fie lipsit de integritate financiară, și-a asumat fonduri și a ajuns în închisoare un om pe care Dumnezeu într-o vreme l-a folosit un teleevanghelist, un predicator de excepție și un reporter, vizitându-l acolo în închisoare, nu știu în ce context, l-a întrebat, îl mai iubești tu pe Dumnezeu? L-a întrebat reporterul. Și Jim Baker a spus, normal că îl mai iubești pe Dumnezeu. Că asta e filozofia Americii. If you say Jesus loves you, if you say I love Jesus, that's fine, it's enough. Wrong. Și spunea acest om că nu mai era sub camere de luat vederi. Până acest om privat, acestui reporter, da, îl iubesc încă pe Dumnezeu, dar undeva pe parcurs a dispărut frica de el. Doamne, dă-ne o frică de Domnul! Doamne, dă-ne o frică de Tine, ca să trăim curați! Dumnezeu să ne ajute la aceasta! Dragii mei, mai, mai sunt aici niște recomandări din Sfânta Scriptură, cum să ne fie purtarea. Spune, cu... Toată smerenia. Niște gânduri scurte, cu toată smerenia. Dumnezeu ne cere să fim oameni smeriți. Purtare cu smerenie. Vrem să corectăm purtarea, hai să revizuim smerenia. Că aici e problema de multe ori, în biserică. Mândria este una din pagubele cele mai mari din Biserica Domnului. Spunea Augustin într-o împrejurare, acest om al lui Dumnezeu, smerenia este solul tuturor virtuților. Și tot el spunea, fraților băgați de seamă că mândria a făcut din îngeri, demoni. Dacă există diavol, dacă există demoni în zilele noastre și ne războim cu este pentru că odată, cândva, niște îngeri al lui Dumnezeu, neprihăniți, curați, fără pată, au lăsat în viața lor mândria. Mândria a transformat îngerii lui Dumnezeu în demonii de astăzi. Ce pericol! Dar tot el spunea, smerenia transformă oamenii în îngeri. Slăvit să fie Domnul! Doamne, transformă -ne în îngeri prin smerenie. În această epocă nu este iubită smerenia. În această țară este validat tupeul, curajul, să vină amăruan, să te bagi în față. Însă Dumnezeu și astăzi, în contextul acesta al reclamelor, al imaginii în care uh, se iubește acest excepționalism american, să fie excepțional, să ieși în evidență, Dumnezeu ne cheamă la cultura Scripturilor care este fundamentată în solul numit smerenie. Doamne, ajută-ne să fim smeriți! Și când numai, când suntem conștienți că suntem smeriți, deja ne suntem mândri. Domnul să ne țină acolo într-o stare de smerenie inconștientă. Că dacă suntem conștienți că suntem smeriți și ne considerăm smeriți deja, e un pas către mândrie, către groapa anumită mândrie. De asemenea, spune Cuvântul cu toată blândețea, cu o îndelungă răbdare. Blândețea nu e iubită azi, dar Dumnezeu o recomandă. Să fii blând, nu să fii rapid, nu să dai replici. Nu să fie la care totdeauna ultimul răspuns și știi să închizi pe tot să fii blând. Tot cuvântul spune să fii îndelung răbdător. Iată ce recomandări de Dumnezeu azi, total contrare culturii în care trăim. Păi astăzi este iubită viteza. Totul trebuie să fie quick, rapid, instant, dacă se poate. Foarte mult se vând acum cărțile alea care uh, spun șapte pași ca să nu știu ce. Trei pași ca să înveți o limbă străină. Ai impresia că gata, ai cumpărat rețeta, o aplici. Chiar mă uitam într-un ziar românesc, pe Adevărul adevărul.ro cum să înveți o limbă străină în 10 zile. Abureli. Așa de bine se vând cărțile astea cu 7 step, 7 days. Ți se pare că lumea se întâmplă așa, că lucrurile se întâmplă așa, că o limbă o înveți peste noapte, că dacă faci asta și asta, vei avea o căsnicie fericită. Rețete omenești. Și am observat eu, dragii mei, în puțina mea experiență cu Domnul, că Dumnezeu lucrează încet. Și vor spune, păi dacă, înseamnă că nu-i Dumnezeu. Ba da, dar vreau să pun o întrebare. La cine e ceasul Universului? La noi? E la El, slăvit să-i fie numele. El lucrează la timpul Lui. Și am observat ceva, întotdeauna am grăbit lucrarea Domnului în viața mea. Ca om întotdeauna am crezut că e mai repede. Și întotdeauna Dumnezeu m-a surprins că a venit mai încet. Spunem noi în pentru ce carele tale, Doamne, vin așa încet. În natura omului stă viteza, mai ales în secolul acesta al vitezei. Vrem să creștem eficiența, viteza, să ajungem mai repede la lucru, mai eficient, mai bune străzi, mai bune rachete. Însă nu uitați, ceasul lui Dumnezeu merge cu aceeași viteză și în 2016 mântuirea lui, răscumpărarea omenirii, toate vor veni la vremea lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de îndelungă răbdare. Doamne, dă-ne virtutea aceasta. Dragii mei, aici se vorbește despre purtare, însă mai spune ceva cuvântul aici. În căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ei, unitatea e treaba Duhului Sfânt, pacea e treaba noastră. Este o legătură între ele. Însă, vedeți că, din punct de vedere scriptural și teologic, nu-i tot una. Noi tot chemăm oamenii la unitate. Unitatea o dă Duhul Sfânt. Însă, pacea aia trebuie să o păstrăm noi. Căutați să păstrați unirea prin legătura păcii. Dacă vreți. Unitatea este ca un împărat care stă pe tron, este realizată de Dumnezeu. Însă zidurile cetății care protejează pe împărat și pe populație este legătura păcii. Ea ține unitatea intactă. Avem o responsabilitate uriașă, dragii mei, să dăm o bătălie de viață și de moarte la zidul acela. Orice bătălie pe vremuri să dădea la ziduri. Când zidurile cădeau și meterezele erau cucerite și când străjirii de pe metereze cădeau, cetatea era Bătută. De aceea, frații mei, Dumnezeu ne cheamă azi să vedem, să veghem în vederea păstrării legăturii păcii. Eu mai citit cu alte ocazii un verset care îmi place foarte mult și care mie mi-explică anumite lucruri. Un verset care se află în Cartea Romanilor, în capitolul 12, unde cuvântul Domnului ne spune. Versetul 18 dacă este cu putință, întrucât târnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Am explicat versetul acesta că mi se pare că de multul îl distorsionăm și spunem cât târnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar nu scrie așa. Fratele nu scrie așa, repet, și poate învățăm o dată și o dată că nu scrie cât târnă de voi. Frate, vezi, am încercat, cât ține de mine, e treaba lui. Nu poți cu ăsta, domnule, nu poți cu el. Cuvântul spune altceva aici. Într-adevăr spune că dacă este cu putință. Dumnezeu limitează posibilitatea noastră de a face pace. Că dacă un om nu vrea și nu vrea și nu vrea, nu se poate. Dacă este cu putință. Este o limitare în acest Dar în partea a doua nu spune cât atârnă de voi. Spune întrucât atârnă de voi. În limba română, pentru cei care o mai știm, întrucât înseamnă pentru că. Întrucât înseamnă deoarece. Nu cât atârnă de voi, ci pentru că atârnă de voi, deoarece atârnă de voi, frați și surori. Este o poruncă, este o responsabilizare, frați și surori. Aveți grijă că atârnă de voi, într-o mare măsură. Nu zic că ai făcut tot, nu zic, nu se poate cu ăsta. Și puneți întrebarea serios, oare chiar am făcut tot ce se poate face pentru a păstra relația cu fratele meu? Oare n-am renunțat prea ușor la el? Oare nu l-am discarded, nu l-am aruncat la groapa de gunoi prea repede, zicând că nu se poate? Dumnezeu mă va întreba în ziua judecății, ai făcut tot ce atârnă de tine? Pentru că atârnă de tine, deoarece atârnă de tine, frate și soră, într-o mare măsură, Dumnezeu te cheamă să veghezi la relații. Cea mai mare poruncă, fraților, din Biblie, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cea mai mare poruncă din Biblie se referă la relații. Cum putem noi să păstrăm unitatea printr-o purtare sfântă, exemplară, că în felul ăsta nu jignim frații, și prin a veghea în mod deosebit la, un, la legătura păcii, la relațiile pe care le ai cu frații. Dumnezeu o să ne dea birință și în sensul acesta. Și închei spunându-vă că aici, deși nu mai este timp, textul începe și intră într-o Într-un pasaj foarte frumos, este un singur trup, un singur duh. Ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu, șapte fundamente. Dragii mei, unitatea noastră este limitată la cei care rămân în fundamente. Desigur, avem păreri diferite, spuneam că nu avem aceleași învățături în detaliu și spuneam că nu asta ne unește, dar există restricții doctrinare. Noi nu putem avea părtășie cu oamenii care nu au. Aceste șapte fundamente sunt lucruri negociabile. Se vorbea aici despre ținută mai devreme la predica anterioară, despre muzică, ce stil. Astea sunt lucruri negociabile, dar sunt lucruri nenegociabile în Biserica Domnului. Și cine spune amin la acestea, este frate cu noi. Cine nu spune amin, nu este frate cu noi. Ca atare, haideți, dragii mei, să înțelegem că unitatea se păstrează rămânând în aceste fundamente. Pe care Dumnezeu l-a trasat, să rămânem pe temelia apostolică a învățăturilor sfinte, chiar dacă sunt lucruri neclare încă legate de sfârșitul vremurilor, noi nu le știm pe toate. Însă sunt lucruri pe care le știm și ne cheamă Dumnezeu să le ținem, să le păstrăm și să fie temelia umblării noastre cu Dumnezeu. Mă rog, Domnului să ne ajute să rămânem în adevăr. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare acum, la final, să ne rugăm Domnului pentru biserica lui, să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, să încredințăm în mâna lui biserica Domnului. Mi-a plăcut că fratele Ovidiu Bardan a anunțat să ne rugăm pentru situația Americii. Este un moment în care ar trebui să ne rugăm mai mult. Mi se pare desior că Astăzi a fost foarte frumos, însă mi se pare desior că ora de rugăciune este complet deconectată de realitate. Nu ne rugăm deloc aproape pentru lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Haideți să ne rugăm pentru Familiile celor care au, au pierdut pe cei dragi în această zi pentru țara noastră și această rugăciune aș vrea să aibă un caracter de mărturisire. M-am uitat și eu puțin la știri și trebuie să nu uităm, frații mei, că ce a generat tot, nu e nimic scuzat din ce s-a întâmplat, dar ce a generat tot a fost evenimentul de la Baton Rouge, care este încă o dovadă că suntem o țară rasistă cred că trebuie în această rugăciune să nu uităm că originea problemelor este în acel eveniment în care albi din nou și din nou arată rasism crunt. Haideți să ne rugăm Domnului să ne ierte, frații și surori. Suntem o biserică de albi. Să ne rugăm în mod vicarial pentru țara aceasta. Doamne, suntem vinovați. Nu e scuzat nici au făcut ceilalți de altă culoare. Ne rugăm și pentru familiile de celor care au murit la servici, pentru polițiști, cei cinci. Ne rugăm, Domnul, pentru întreaga țară. Dar să nu uităm că trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne elibereze de acest rasism. Ne rugăm pentru toate aceste lucruri și mulțumim Domnului pentru această zi deosebită. Amin.